A tăia frunză la câini sau a freca menta, a face capul calendare ori s-a dus pe apa sâmbetei sunt expresii pe care le auzim sau le folosim de cele mai multe ori greșit. Iată un exemplu. A freca menta, știți ce înseamnă? A sta degeaba. Ce se înseamnă? Adică, na, statul degeaba. Exact cum a spus și el, a stat degeaba. A stat degeaba? Da. Nu știu. A stat degeaba? Nu stau degeaba, domnule, că muncesc toată ziua. Să frecă menta pentru cei, nu? Adică a stat degeaba, a fi un putoare, un leneș. Să frezi menta? Să fii leneș, să nu muncești ca lumea. Să te faci că muncești, dar în fond să nu faci nimic. Asta e, frezi menta. Aia este mentă sau izmă. O frecă nu o vând acum. Cu toții folosim expresia a freca menta când vrem să spunem că irosim timpul, fără să știm că în trecut aceasta era o muncă. Acum un secol și jumătate în cârciumi, mesele boierilor erau frecate cu mentă pentru a da un miros mai select. Copiii care voiau să câștige un ban frecau menta. O altă expresie pe care o întâlnim uneori în vorbirea celor din jur este banul n-are miros. O știți? Nu știu de unde sunt. N-ați auzit? N-ați folosit-o niciodată? N-am auzit. Adică, nu știu, din punctul meu de vedere, practic, n-ar avea valoare, dar na, în lumea în care trăim, el practic are o valoare. Valoare de a întreține fericirea. Banul n-are miros? N-are. Un fel de șpagă. De... Da. Au banii miros? Cred că au. La ce miros? Urât miros câte unii. Dacă în ceea ce privește strict mirosul banilor părerile sunt împărțite, expresia legată de acest aspect are în realitate o poveste. Se spune că împăratul Vespasian i-a urmat lui Nero și a găsit visteria goală. El a pus multe dări chiar și pe closete. De atunci closetele se numesc Vespasiene. Într-o zi fiul său, Titus, i-a spus că poporul râde și îl bârfește pentru că a scos bani dintr-o sursă mirositoare. Vespasian i-a pus sub nas fiului său o monedă și i-a spus: uite, banul n-are miros.